Capitolul al treilea din Mirarea Filozofică de Jean Hersch. Socrate, 370-399-71 de ani, anticristul. Socrate avea o bârcă modestă. Deseori i s-a zugrăvit un portret ce contrasta cu cel al discipolului său, Platon. Platon, aristocrat, frumos, ca un zeu. Socrate, greoi și urât, n-a fost un mare orator după gusturi anticilor. El singur, din toată tradiția filozofică europeană, n-a scris niciun rând. Și totuși, el este filozoful care a exercitat cea mai puternică influență în decursul veacurilor. De ce n-a scris nimic? Poate pentru că nu credea într-un adevăr separabil de persoana celui care îl enunță și de momentul în care este enunțat. Pentru el, adevărurile sunt aidoma unor lucruri. Ele sunt filozofice. Pentru el, adevărurile nu sunt aidoma unor lucruri. Ele sunt filozofice. Ce este așadar un adevăr filozofic? Un adevăr filozofic nu este pur și simplu un enunț ce se raportează în mod adecvat la o stare de fapt obiectivă, independent de cel ce vorbește sau scrie. E un enunț prin care o ființă umană responsabilă, liberă, asumă un adevăr și îl face al său, îl face adevărat, prin modul cum se angajează față de el. Acesta echivalează cu a spune că pentru Socrate un adevăr numit teoretic este totdeauna în același timp un adevăr practic, care depinde de cel care îl înțelege, de acțiunea pe care o exercită asupra lui. De aceea, ce acesta face din el, astăzi l-am numit un adevăr existențial. Socrate caută înainte de toate să ascultă la discipolii săi simțul adevărului. Să ascultă. Interlocutorul său trebuie să descopere el însuși ceea ce socotea adevărat. Nu e suficient, deci nu este încă propriu-zis adevărul. Știu că nu știu nimic. Această vorbă celebră a lui Socrate către Epitia, în urma căreia acesta a declarat despre el că este cel mai înțelept dintre atenieni, nu reflectă nici de cum o modestie agresivă. Ea înseamnă mai ascuțit simțul, mi-am ascuțit simțul adevărului în așa măsură încât exigența mea de adevăr nu se mai mulțumește cu aparențele de adevăr pe care uneori le socotesc valabile. Ceea ce posed eu este un adevăr. Ceea ce posede nu e un adevăr însuși, ci exigența unui adevăr mai înalt. Sesizăm deci deosebirea radicală ce există între Socrate și filozofii de dinaintea sa. Imboldul de a cerceta nu mai vizează explicarea lumii sau înțelegerea ființei în sine, ci vizează însuși omul care caută sau se caută pe sine. Conștiința pe care omul o are despre lume se interoghează asupra ei însăși, mai exact. Propria mea conștiință își pune întrebări cu privire la sine însăși. Îmi pun întrebări despre propria-mi știință, despre propriile mi gânduri. Și dacă dorința mea de adevăr devine destul de puternică, descoper că știința mea este în mare măsură neștiință. Conștiința pe care omul o are despre lume se interoghează asupra ei însăși. Mai exact. Propria mea conștiință îmi pune întrebări cu privire la sine însăși. Îmi pun întrebări despre propria știință de sine, despre propriile gânduri. Dacă dorința mea de adevăr devine destul de puternică, descoper că știința mea este în mare măsură neștiință. Descoperim aici la Socrate o pedagogie a cunoașterii creatoare, care o dare în bileaga neștiinței, care trezește în discipol dorința de adevăr autentic. Mama lui Socrate era moașă. Socrate spunea că practica și el îndeletnicirea mamei sale, Maieutica, arta moșitului.
El moșea spiritele, nu transmitea conștiințele din afară, ci deștepta în celălalt simțul adevărului. Așa reprezenta, dar deja prezent, dar amorțit, prea repede satisfăcut. Acest demers are la bază o întrecere fundamentală în om. Această încredere fundamentală în om, interlocutorul, este o făptură unică, umană și are ca atare în el sădit simțul adevărului. E de ajuns să fie moșit. Această încercare a lui Socrate își are rădăcinile în conștiința lui de sine și în curajul său. A fost condamnat la moarte pentru că, spuneau judecătorii, corupea tineretul. Adevăratul motiv însă a fost acela că el repunea totul în discuție. Natura, drepturile puterii, autoritatea, religia, ideea pe care cetățenii săi și-o făceau despre zei, virtuțile, bine, dreptate, despre rău, despre nedreptate, examenul său critic, care nu cruța nimic, avea evident implicații politice. Iată de ce a fost considerat primejdior. Pe când se afla în închisoare, condamnat la moarte, discipolii săi au organizat evadare. Socrate a refuzat. De ce a refuzat? S-ar fi simțit vinovat. Condamnarea pe care o primise o socotea nedreaptă. Era sigur că a fost de folos semenilor și socotea că statul, în loc să-l condamne, ar fi trebuit, dimpotrivă, să-l recompenseze, dar el justifica refuzul astfel. A fost condamnat în conformitate cu legea, iar polisul, statul, se menține grație legilor. Tot grație lor, el însuși a devenit ceea ce este. Existența se datorează polisului și legilor. Dacă ar fi fugit, s-ar fi lepădat de tot ce a propovăduit, așadar, va rămâne și își va suporta pedeapsa până la moarte, până la capăt. Această conduită a lui Socrate merită atenție într-o epocă cum e a noastră, în care respectarea legilor și a drepturilor, precum și semnificația pe care o are statul pentru noi, sunt atât de des copleșite de sentimente de indignare, considerate a fi mai puternice și mai nobile. Socrate, dimpotrivă, deși se simte condamnat pe nedrept, se supune legilor cetăților. El spunea: legile sunt părinții mei. Chestiunea principală propusă de Socrate a fost: cum trebuie să trăim pentru a trăi conform binelui? Cum trebuie să trăim ca să trăim conform binelui? Ca să trăim conform binelui, trebuie să trăim. Observăm imediat că preocuparea sa centrală diferă mult de cea a gânditorilor de dinainte. El este primul care se miră de această obligație pe care o are ființa umană de a-și conduce viața, de a-și orienta faptele în sensul binelui, pe căi care singură trebuie să și le găsească. El dezvoltă ideea următoare: atunci când un om acționează, o face întotdeauna pentru că își propune să ajungă la ceva socotit de el a fi bun. Chiar și în cazul cel mai rău, un criminal își propune și să obțină ceva ce socotește a fi bun pentru el. Excepția ar putea face doar o ființă psihic iresponsabilă, un smintit. Orice om cu mintea sănătoasă are vedere prin actele sale un rezultat pe care îl consideră bun. Atunci, de unde vine răul? Răul, spune Socrate, vine din faptul că omul se înșală în privința binelui. Omul ia un fals binele drept, binele adevărat. Preferă un bine mai mic, un ea mai mare. Sacrifică un bine major pentru a-și procura unul mai mic. Adică se înșală. Răul provine din ignoranță. Sarcina esențială pentru Socrate este să dezvolte, să întărească în om simțul adevărului. Aceasta e rațiunea de a fi maieutică, de a fi maieutică sale. Aceasta este rațiunea de a fi maieutică sale, a artei sale
de a moși spiritele, atinge aici o temă centrală a întregii filozofii, tema că oamenii nu fac rău decât din ignoranță, ar putea fi înțeleasă în sensul că ei nu sunt bine informați. De fapt, însă, nu este nici de cum vorba de așa ceva. Pentru a descoperi adevăratul bine, este necesară o transformare lăuntrică. Ignoranța din care provine acțiunea blamabilă nu e o ignoranță obiectivă. Ce ar putea fi remediată prin mai multă cunoaștere exterioară sau printr-un plus de informație, e o ignoranță mai profundă, o incapacitate lăuntrică de a discerne și judeca. Recunoașterea adevărului, bine, este totodată în sine un act moral. Trebuie să vezi cu adevărat. E un punct filozofic central. Cu cât studiezi mai mult filozofia occidentală, cu atât descoperi în miezul ei că adevărurile teoretice nu sunt în ea. Niciodată nu mai teoretice. Ca și imperativele practice ce derivă din ea, nu se reduc nici când la o perioadă pur morală. În ea, teoreticianul și practicianul, practicul și teoreticul sunt inseparabile. Iată de ce Platon, de exemplu, lega filozofia de exercițiile destinate purificării sufletului, exerciții religioase sau chiar matematice. Pentru ca sufletul să poată cunoaște, el trebuie să fie curat. Pentru a cunoaște adevărul, bine, trebuie mai întâi să devii capabil de a ta recunoaștere. Ori, această constituire deja un comportament moral. Nu trebuie, desigur, să ne închipuim că dacă Socrate ar fi ajuns ca un om să asimileze un manual de morală pentru a deveni capabil să facă binele, ceea ce trebuie este să trezim și să formăm simțul adânc pentru adevăr care dormitează în fiecare om. Se uită adesea că simțul pentru adevăr este el însuși moralei. Iată de ce rădăcina științei, inclusiv a științei noastre moderne, este în esență morală. Dacă oamenii de știință își supun ipotezele la verificare, la verificări atât de severe, este pentru că s-au angajat moral față de ei însăși la o exigență riguroasă de certitudine când este vorba de adevăr. Observăm că filozofia se situează aici la articulația teoreticului cu practicul, a cunoașterii cu acțiunea. A cunoaște este totodată un mod de a acționa, iar a acționa este și un mod de a cunoaște. E cu neputință să le separi una de alta. Legătura dintre ele, în cadrul condiției umane, o înțelegem pentru prima dată în viața și prezența lui Socrate. Socrate susține așadar că nu facem rău decât din ignoranță. Prin urmare, dacă vrem să cunoaștem adevărul și să dezvoltăm în noi dorința de adevăr, trebuie să începem prin a lucra asupra nouă înșine, asupra noastră înșine. De unde celebra maxima lui Socrate? Cunoaște-te pe tine însuți. Cunoaște-te pe tine însuți, formula nu are nimic de a face cu vreo interpretare psihanalitică, cu introspecția, cu contemplația lăuntrică. A ne cunoaște pe noi înșine înseamnă a descoperi în noi rădăcina cea mai adâncă a simțului nostru pentru adevăr. Tot așa și slăbiciunile și lipsurile unei rădăcini, aceste rădăcini. A descoperi, de asemenea, neștiința noastră, tendința de a ne iluziona, înclinația de a ne autoamăgi. Toate acestea sunt cuprinse în cunoaștere. Cunoaște-te pe tine însuți. Nu este vorba de o simplă privire în oglinda reflexii, de un mod de a ne vedea și descrie. E vorba de o acțiune și aici, în focarul influenței socratice, se unesc teoria și practica.
Socrate întreabă, vorbește și ascultă. Cel mai adesea începe a pune câte o întrebare. Spune-mi, dar ce este, după părerea ta, frumosul? Sau ce este, după părerea ta, binele? Ce este dreptatea? Interlocutorul răspunde. Metoda socratică constă în a-i accepta, pentru început, răspunsul. Prea bine! Acesta ție deci gândul. Să luăm gândul acesta drept punct de plecare și să vedem unde ne duce. Deci, ce face Socrate? Pune o întrebare. Interlocutorul răspunde. Socrate inițial îi acceptă răspunsul. Iar mai apoi, iar prea bine, acesta ție deci gândul. Să luăm gândul acesta drept punct de plecare și să vedem unde ne duce. Dacă lucrurile stau așa cum spui, oare nu urmează că... Desigur, zice celălalt, evident. Și dacă lucrurile stau cum spui, atunci mai urmează și că... Și asta găsim în toate dialogurile. De negreșit, evidențele se înlănțuie astfel treptat până când se ajunge la un rezultat aparent incontestabil. E momentul în care Socrate revine la enunțul inițial. Dar stai puțin, am simțit totuși că... Și totuși, nu urmează și că... Da, de bună seamă, iar de aici mai urmează apoi că... Un alt enunț de raționamente se desfășoară pornind de la primul răspuns care fusese dat. Lanz se conduce altundeva decât precedentul. Până în clipa când Socrate sfârșește prin a spune, dar cum se poate una ca asta, mai înainte am stabilit. O primă concluzie pentru a ajunge la alta. Foarte diferită cum se împacă cele două. Este momentul de cumpănă, de perplexitate, experiență a neștiinței. Tradiția a dat acestui proces numele de ironie socratică. Mai înainte de a stabili o primă concluzie, tradiția a dat numele acestui proces de ironie socratică. Ea constă în a urma gândurile interlocutorului, împingând însă lucrurile până în punctul unde celălalt descoperă că nu-i de acord cu sine însuși. Astfel încât nici el nu mai știe ce anume credea că gândește. Crezuse că știe. Și acum descoperă că nu știe. Tot ce se poate face atunci este să reia totul de la început. Ironia socratică, descoperirea a neștiinței, revine la sine însăși. Reîncepere. Unele din dialogurile lui Platon urmează cu fidelitate acest model. De exemplu, Tliaeteos, care tratează despre matematici. După multiple și susținute eforturi cititorului, nu rămâne la sfârșitul dialogului decât să reia totul de la capăt. După multiple și susținute eforturi cititorului, nu-i rămâne la sfârșitul dialogului, decât să reia dialogul de la capăt, în pofida tuturor deosebirilor. Vom regăsi la Socrate numeroase trăsături care leagă cu presocraticii. Astfel, de exemplu, principiul identității, despre care am vorbit în legătură cu Parmenide. La Socrate, însă, nu este vorba de identitatea obiectului cu sine însuși, de-a lungul unui discurs coerent din punct de vedere logic. E vorba de acordul gândirii cu ea însăși. Ești oare de acord cu tine însuți? Iată, erai sigur că ești de acord, dar acum constați singur că nu ești? Prin urmare, trebuie cercetat mai departe. Socrate nu credea că ar putea să existe un adevăr absolut care și-ar păstra semnificația dacă ar subzista despre
prins de eul care îl gândește. Pentru el, cunoașterea angajează sufletul în întregul lui. Este greu de separat puterea lui Socrate de cea a lui Platon. În discursurile pe care Platon, în cuprinsul dialogurilor sale, le pune în gura lui Socrate. Poate că îi atribuim lui Socrate o parte din ideile lui Platon. Poate că dimpotrivă, oricum însă, avem aici una dintre cele mai frumoase imagini din istoria filozofiei. Tânărul Platon stând la picioarele muribundului Socrate. Platon povestește în Phaeton ultima convorbire a lui Socrate cu discipolii săi. Socrate prezintă o serie întreagă de dovezi ale nemuririi sufletului. De ce o întreagă serie? O singură dovadă variabilă ar fi de ajuns, dar tocmai de aceasta este că nici una nu este suficientă, pentru că nemurirea sufletului scapă oricărui argument obiectiv. O dovadă obiectivă ar fi în condiție cu natura sufletului. Nici o dovadă nu e suficientă. Cel mult ar putea spune că adevărata dovadă rezidă în modul în care Socrate a știut să moară. El vine la sfârșit după toate celelalte. Socrate ia cupa ce conținea cucută. Mulțumește cu prietenie demicerului care i-a adus-o, fără zăbavă, o golește dintr-o sorbitură, începând de la picioare, trupului se răcește treptat. Socrate se întinde și își continuă convorbirea cu discipolii săi. Ultima sa propoziție a fost: suntem datori să sacrificăm lui Asclepios un cocoș. Asclepios era zeul medicinei. Aceste ultime cuvinte semnifică faptul că Socrate considera moartea ca pe o vindecare. Sufletul său avea să cunoască, în sfârșit, libertatea. Această idee a sufletului eliberat, cu răspunderea sa proprie și cu independența sa, o vom regăsi la Platon, care se afla în acea clipă la picioarele lui Socrate și care, curând după aceea părăsi Atena. Acea idee a sufletului eliberat, cu răspunderea sa proprie și cu independența sa, o vom găsi la Platon. La Platon, care se afla în acea clipă la picioarele lui Socrate și care, curând după aceea, părăsea Atena. Nu voia să mai vadă acest oraș. Nu-i mai suporta autoritățile. A trebuit să treacă multă vreme înainte ca el să se decidă să revină la Atena, unde a întemeiat școala sa, Academia. Iată că acum continuăm cu Platon. După ce am finalizat cu Socrate, care ne-a susținut ideea asta a maieuticii, că în sufletul uman deja se află sâmburul ăsta de adevăr, și el prin dialogurile sale nu încerca să-și demonstreze intelectul, ci dimpotrivă să aprindă sămânța de adevăr din sufletul interlocutorului. Super, foarte. Foarte șmecher. 427-347 Antecristul. Platon, discipolul lui Socrate, n-a văzut maestrul și a văzut maestrul bând cucută și murind. A părăsit Atena, a călătorit multă vreme, ajungând până în Sicilia, unde a legat o prietenie cu Dion, din familia tiranului Siracuzei. Pe atunci era numit tiran cel care deținea putere, cuvântul, neavând conotația actuală. Tiran egal putere în anii aceia. Platon spera să-l formeze pe tânărul principe Dion.
spre a face din el filosoful rege al visurilor sale. Aceste visuri le vom regăsi de mai multe ori în istoria filozofiei. Filozofii nu caută să ia însăși puterea, dar mulți dintre ei s-au preocupat cu pasiune de problemele statului și au dorit să exercite o influență politică. Cum ar trebui organizată viața în comun a oamenilor? Am văzut deja că una din preocupările fundamentale ale filozofiei este să descoperă cum trebuie să trăim, dacă vrem să trăim potrivit binelui. Am văzut deja că una din preocupările fundamentale a filozofiei este să descoperim cum ar trebui să trăim binele, dacă vrem să trăim potrivit binelui. Nimeni însă nu trăiește singur. Problema polisului, a organizării statului, va fi deci pentru reflecția filozofică un punct sensibil și central. Și acesta nu datează din vremea noastră, cum orice filozofie comportă o intenție pedagogică, o voință de a educa oamenii. E firesc că atunci gânditorii au visat să formeze ei însuși un principe filozof care să încarneze deopotrivă înțelepciunea și puterea. Cu Dion, acest proiect a eșuat. Eșecul a cauzat o ruptură cu tiranul Dionisios. Și Platon a trebuit să plece. A fost prins într-un naufragiu, vândut ca sclav. Pe această temă s-au spus multe povești, legende. Când este vorba însă de o personalitate ca cea lui Platon, legendele devin aproape la fel de reale ca realitatea istorică prin influența lor asupra posterității. Eliberat prin pata unei răscumpărări, Platon revine până la urmă la Atena. Avea 40 de ani. Întemeiază o școală rămasă celebră, Academia, unde avea să-și prezinte învățătura. Platon mai face încă lungi călătorii. A trăit suficient de mult pentru a apuca să afle despre moartea lui Dion, fapt ce a pricinuit o mare durere. A murit la vârsta de 80 de ani, grație celebrității și pe care o dobândise, operele i-au fost păstrate cu grijă. Platon era de o bârșă aristocratică, ceea ce părea al predestina să ocupe în alte funcții în stat. Așa se face că din preocupările sale pentru politică transparere regelui unei posibile puteri pierdute. Transpare regretul unei posibile puteri pierdute. S-a apucat, deci, cu ardoare, luciditate, profunzime asupra problemelor ce se pun când vrem să confruntăm imperativele politice, unde e vorba de succes și putere cu imperative morale. Sarcina este și aici aceea de a descoperi care este adevăratul bine. Trebuie înainte de toate să înțelegem lucrul următor. Pentru Platon, exercițiul gândirii filozofice este în același timp un exemplu spiritual al formării de sine. Procesul gândirii are pentru el însuși o acțiune, o modelatoare asupra sufletului. Platon a lucrat mult cu pitagoricii, pentru care exercițiul matematicilor făcea parte din metodele ce urmăresc purificarea sufletului. Efectuarea demonstrației matematice era, în ochii lor, o acțiune purificatoare. Astăzi ne-am îndepărtat prea mult de această utilizare a raționalului. Multă lume se plânge de actualele programe școlare, socotind că sunt prea încărcate sub raport intelectual și le reproșează că, neglijând conștiința morală,
sensul și spiritul adevăratei libertăți, dar acest lucru nu e valabil decât în cazul dascălilor nepricepuți. În privința asta trebuie revenit la Platon, a te strădui să gândești corect, a fi gata să abandoneze opinia anterioară pentru că ai descoperit că e falsă sau incompletă, ori adevărată. Doar în parte înseamnă să te supui de la început adevărului și să te faci disponibil față de gândirea altuia. Un asemenea exercițiu purifică sufletul, pentru că altfel el învață să prefere oricând unei false certitudini adevărul și este gata să încerce un punct de vedere nou. În acest sens, orice experiență de laborator poate fi profund educativă pentru suflet. O experiență care supune o teorie la proba faptelor poate uneori adesea să răspundă nu. Atunci cercetătorul spune mai mult. El caută anume experiența cea mai defavorabilă teoriei, pentru ca proba să fie cea mai severă cu putință, căci adevărul care îl caută este pentru el mai important decât eventualul succes al teoriei sale. Să preferi propriul tău punct de vedere adevărul. Toată filozofia lui Platon este mai mult decât o doctrină, este un exercițiu în acest scop, în găsirea adevărului și nu rămânerea într-un adevăr care îl considerăm noi bun. Îmbrățișarea unui nou adevăr care e dovedit a fi mai bun.